Dumnezeu vorbește punctual. Eram la congres, cred că frații erau acolo. La Vicov, când Duhul Sfânt a spus în felul următor. În plin congres, 800 de oameni. Rugați-vă că și la granițele țării se aude zângănit de arme. Rugați-vă ca tăvălucul ăsta să nu treacă la voi. Că dacă va trece focul ăsta la voi, vă veți plânge fii și veți plânge comar. După 2 luni de zile, mă sună fratele Gabi Reș, fusese ministru apărării și îmi spune, era prezent acolo la congres când a vorbit Duhul Sfânt și îmi spune, frate Liviu, spune-le la frați să nu ia ușor cuvântul Domnului. Contextul geopolitic oricând poate să ducă acolo, cât o mai durat și s-o împlini ce a vorbit Domnul. Oameni buni, frați și surori, spre aceasta trebuie să tindem. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Și apoi, lucrând, slujind prin Duhul, fraților, nu vedeți că tot mai pregnant se conturează, se laicizează lucrarea lui Dumnezeu? Totul este calcul, profesionalism, strategie, punct cu punct, dar eu vă întreb, oare ne mai călăuzește Duhul Sfânt în lucrarea noastră? Oare mai are vreo rubrică liberă Duhul Sfânt unde să scrie în agenda noastră? Oare ne mai trimite Domnul? Dacă privim în Scripturi, găsim o implicare directă a Duhului Sfânt. Când s-au adunat în Fapte 15, ucenicii au spus, după multă vorbă, că ni s-a părut nimerit nouă și Duhului Sfânt. Mai spunem noi așa? Sau avem doar planurile noastre? Sau îi dăm noi directivă lui Dumnezeu? Apostolul Pavel scria romanilor, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Sunt momente când noi nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Cu mintea noastră limitată, vedem doar la vârful pantofului, dar Dumnezeu vede dincolo. Momente care le considerăm noi de glorie, pot fi momente de prăbușire. Momente care le vedem noi ca și catastrofe, pot fi momente de mare ridicare spirituală. Când Domnul spune că te voi urca încă o treaptă, ne gândim imediat la promovare de asta lumească, dar ne gândim că treapta aia poate să vină în urma unui necaz ca Dumnezeu să-ți mărească credința. Noi ne rugăm, Doamne, dă-ne răbdare. Cine aduce răbdare? Necazul aduce răbdare. Noi ne rugăm, Doamne, dă-ne credință. Cine aduce credința? Când ești acolo, când nu mai ai prieteni, când nu mai ai frați, când nu mai ai soluții, atunci lucrează Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Avem nevoie, frați și surori, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Priviți dumneavoastră, în lucrare, toate lucrările, dacă luăm cartea Faptele Apostolilor, oriunde am deschide, de la un capăt la altul, vedem implicarea Duhului Sfânt. Fapte 2. Petru se leapădă în fața unei slujnice. Vine Duhul Sfânt și îl întărește și începe să predice. Plin de autoritate, plin de putere. Știți cum? Avea îndrăzneală nu înseamnă să ai tupeu. Tupeu a avut șefiei lui Sceva și s-o ales cu o chelfăneală așa sănătoasă. Ăștia sunt oameni care au tupel. Te duci din drăzneală, hai, facem drege. Nu, dacă nu ai acoperire în spate, dacă n-ai puterea lui Dumnezeu, dacă n-ai trimiterea lui Dumnezeu, s-ar putea să ieși rău. De asta Domnul Iisus ucenicilor l-a spus, ci voi să nu vă depărtați de Ierusalim,
ci să stați acolo, să așteptați făgăduința Tatălui, că o putere va veni peste voi când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, glorie Domnului. Nu luați-o ucenici așa, mă, stai așa că noi suntem ucenici. Noi am umblat cu Domnul Iisus, noi am avut cel mai bun învățător, noi am ascultat predici în direct, noi am fost și am văzut cum se vindecă bolnavii, noi am fost acolo când a mulțit Domnul pâinile, noi am fost când a poruncit mării, hai să o luăm noi cu barca pe mare, că o porunci valurilor. Și totuși oamenii ăștia au fost opriți de Domnul și au spus, voi să nu vă depărtați, stați acolo, așteptați făgăduința Tatălui, fiți umpluți de puterea lui Dumnezeu și apoi veți fi martori. A fi martor nu înseamnă doar să spui, nu doar să bați din poartă în poartă. Vedeți, doctorul Luca spune așa, Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și apoi să învețe pe oameni. Avem prea mulți povestitori, avem prea mulți oameni care știu, avem prea mulți oameni care vorbesc frumos, dar Dumnezeu îi caută pe aia care trăiesc frumos și nu pot să trăiești frumos decât prin Duhul. Știți de ce? Purtăm în noi ambalajul ăsta, firea asta noastră pământească. Vrei să vezi că te-ai despedetul la un om, calcă-l un pic pe bătătură să vezi cum se comportă. Era un copil și păstorul lucra la un gard. Și se uita, și se uita, păstorul observa, mă, ăsta mă urmărește. Măi, ce te uiți așa, măi, băiete? Păi mă uit și eu să văd ce zice un păstor când își dă cu ciocanul peste degete. Măi, oameni buni, ne urmăresc oamenii. Ne urmăresc și la colectă dacă punem bani. Ne urmăresc și ce facem când ne enervăm. Eu am pățit odată de mai mare rușine, cât îți de păstor. Mi-a tăiat unul calea într-o intersecție și i-am dat acolo două claxoane, se regul greșit. Eu n-am văzut că dincolo de intersecție era un polițist, eram cu geamul dat jos, era vara și strigă, părinte, iartă-l! Păi, oameni buni, atâta mi-a fost de rușine, am venit la biserică, mă, m-a ajutat un polițist să mă pocăiesc, a spus, iartă-l, părinte, frați și surori, oamenii se uită la noi. Nu în condiții normale, așa de frumoși suntem toți la biserică, așa de sfinți, așa de pocăiți, dar atunci când te înțapă unul, când îți spune o vorbă, când trebuie să-l iubești pe ăla care ți-a făcut rău, acolo de fapt arăți pocăința ta, acolo ai nevoie de umplerea Duhului Sfânt, că firea asta pământească își cere tributul, dar tu trebuie să o mori. Și nu poți să-ți omori firea decât călăuzit și plin de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Și apoi vedem în Cartea Faptelor Apostolilor oameni care au fost trimiși de Duhul Sfânt. Îl trimite Domnul pe Filip, du-te și ajunge carul. Du-te în pustiu, stai, Doamne, că eu sunt evanghelist, eu am predicat. Tu mă trimiți într-un pustiu acolo la 5 oameni, du-te acolo! Tot acolo, am de predicat, trebuie să predici la un om. Predică și să convertesc. Știți cine era etiopianul? Era ministru de finanțe. Vedeți dumneavoastră, noi vrem să vedem la prima, punem azi în grădină și tot azi ne ducem cu secerea să secerăm. Trebuie să așteptăm o mare evangelizare, un singur om să predică și la un moment dat predicatorul a spus, e cel mai mare eșec. Și o luat și o verificat. Ia să văd omul ăla ce a ajuns. Știți cine era omul ăla care s-a pocăit? Era Billy Graham. Deci vedeți dumneavoastră, niciodată cântăririle noastre, topurile noastre, nu bat cu ceea ce vede Dumnezeu. Domnul vede altceva. Dar noi avem nevoie, frați și surori, nu doar să fim născuți din nou, nu doar să ne pocăim, nu doar să fim botezați cu Duhul Sfânt, și doar atât, să ne punem la odihnă că avem pașaportul, ci botezul cu Duhul Sfânt este o relansare, o reîncepere. De acolo mă duc în forță.
Unde vedem Duh Sfânt, vedem mișcare, Domnul Iisus, nu a trimis ucenici, mai duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Nu a zis, oameni buni, stați bine, mersi, frumos, la un amvon, că o să vină oameni, dacă mai faceți și voi invitație, vin să te asculte. Nu, zic, duceți-vă în toată lumea. Dar știți cine a spus? Știți de ce au avut impact? Datorită faptului că Domnul a mers primul. El a mers din sat în sat, a învățat pe oameni în templu, în sinagogi, a predicat prin sate Evanghelia Împărăției și noi învățăm de la el. Și când s-a înălțat la cer, a plecat, a rămas ucenicii și vin doi îngeri și le spun, bărbați evrei, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus va reveni în același mod în care l-ați văzut urcându-se la cer. Dar voi, de ce stați și vă uitați? Frațelor, prin Duhul, revenirea lui Hristos ne obligă să mergem, să ne expunem, să plătim prețul, să mergem la oameni. Predicam odată despre Ienea și le spuneam fraților, Ienea nu-ți va bate niciodată în ușa biroului, pentru că el este imobilizat în pat. Petru l-a căutat, prima dată omeșul cerceta bisericile, din aproape în aproape. După asta spune, l-a găsit pe Ienea, olog de 8 ani în pat. Ienea trebuie căutat, Ienea trebuie vizitat. Vedeți dumneavoastră, când omul are necaz, când spune doctorul cancer, nici măcar nu mai poate să se roage și vine Duhul și te pune pe tine și cu asta închei. Exemplu cel mai frumos, Isaia, capitolul 50, atât de mult îmi place cuvântul ăsta, spune așa, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, el îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Îți mai trezește, Domnul, mintea? Îți mai vorbește? Când ți-a vorbit ultima dată? Ție personal. Când ai auzit ultima dată vocea lui Dumnezeu? Când te-a trimis Domnul la rugăciune? Vedeți dumneavoastră, ne uităm unii la alții, părem toți fericiți. Dar știți că în sala asta sunt oameni care, dincolo de zâmbetul pe care îl afișează, au probleme grele, nu le împărtășește cu nimeni, le duc pe picioare și vine Duhul Domnului și te pune, du-te și roagă-te pentru el. Și tu spui, Doamne, dar ăsta trebuie să mă îmbărbăteze pe mine. Nu, du-te! Și când te duci, vezi că, de fapt, unde te mână Duhului Dumnezeu, când auzi ca un ucenic, ce le-a spus ucenicilor? Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Rugați-vă pentru toți oamenii. Oameni buni, nu punem noi bariere. Nu dăm noi verdicte. Nu spunem noi cine trebuie să fie mântuit și cine nu. Nu spunem noi, mă duc numai la patron, că de acolo poate picură ceva. Nu, du-te și la ăla care trebuie tu să-l ajuți. Asta este lucrare. Dumnezeu merge și în palat, dar merge și în bordei. Nu pune tu bariera, ăla-i ministru, cum să-i spun eu despre Dumnezeu? Ministru-i mai om ca omul și are nevoie. Frați și surori, aș vrea să plecăm acasă cu rugăciunea aceasta și dacă frață nu se supără, aș vrea să ne rugăm în seara asta în încheiere. Doamne, vrem să biruim prin puterea Duhului Sfânt. Vrem să lucrăm, să trăim prin puterea Duhului Sfânt. Vrem să te slujim, vrem să-ți auzim vocea, vrem să nu mai fie rugăciuni așa, Doamne, de ochii oamenilor, ci să fie rugăciuni călăuzite, să fie predicare călăuzite. Au avut
Pavel planurile lui. Domnul oprește colul, oprește colul, trimite Macedonia. Vede un om din Macedonia care stă în picioare și face următoarea rugăciune. Trece Macedonia și ajută-ne. Oameni buni, Petru avea și el tabieturile lui. Doamne, peste tot, numai la neamul nu. Eu n-am mâncat nimic de acolo, nu du-te acolo. Frațelor, vreți în seara asta să începem, să ne rugăm acum și să continuăm acasă? Doamne, vrem să umblăm prin Duhul. Vremurile sunt complicate. Toți vin cu Biblia în mână și spun că au adevărul. Noi avem nevoie și de călăuzirea lui Dumnezeu, de iluminarea Duhului Sfânt, să înțelegem cuvântul Tău, să înțelegem ce vrei să ne vorbești. Și slujirea noastră și trăirea noastră să aibă finalitate mântuirea și viața veșnică. Hai să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului și hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm prin Duhul, să ne rugăm prin Duhul, să trăim prin Duhul și să lucrăm prin Duhul. Amin. Amin.